Vizitați România. Astăzi vă propunem un periplu adaptat la realitățile zilelor acestora, un periplu virtual în delta Dunării, un paradis natural din partea estică a României, situat la vărsarea Dunării în Marea Neagră, acolo unde fluviul își încheie lungul drum de 2860 de kilometri de la izvorul său din munții Pădurea Neagră din Germania. Delta Dunării este încă din 1991 pe harta UNESCO ca arie protejată. Și încă din anul 2018, Delta Dunării devenea obiectiv ce putea fi vizitat și cu Google Street View, grație entuziasmului unei echipe create de Google România. Filmările au fost realizate cu un tracker. Trackerul este un echipament Google, în versiunea lui mobilă, o cameră în sistem portabil, un rucsac și un suport care trebuie adaptat la vehiculul de folosit. Cântărește puțin peste 20 de kilograme, are 15 camere care sunt orientate în diferite direcții, astfel încât să facă imagini de 360 de grade, iar imaginile se iau la fiecare 2 secunde și jumătate. În Delta, trekkerul a fost purtat în spate, în căruță, pe cal sau în barcă pe canalele Deltei, după cum am aflat la lansarea aplicației chiar de la Cristian Mititelu Răileanu, cel care a cărat trekkerul prin Delta, omul căruia îi datorăm imaginile. Poate că dacă adunați toate canalele și tot ce se vede cu albastru pe Street View, nu o să fie chiar 1500 de kilometri, dar eu vă spun că am făcut poate chiar mai mult, pentru că unele drumuri le-am făcut de 2-3 ori pentru a acoperi anumite zone. Imaginile au fost excelente și culorile frumoase și pot spune că a ieșit așa cum am vrut. Unele din cele mai faine momente au fost când intram pe un canal și după un cot vedeam o grămadă de pelicani sau de cormorani și mă gândeam în momentul ăla că uite, imaginile astea vor fi pe Google, pentru că sunt anumite ipostaze ale Deltei care nu apar tot timpul și atunci când mergi, de exemplu, pe un canal poți să nu vezi decât câteva păsări, dar poți să ai surprize foarte mari, să dai de sute de pelicani, de exemplu, pe un lac sau pe un canal. Deci astea au fost momentele când mă gândeam cum vor arăta imaginile pe Street View. Un explorator virtual poate admira pelicanii care își iau zborul de pe canalul Trofilca, un canal mic care șerpuiește printr-o pădure inundată, mlaștini și lacuri. Mai apoi se poate plimba pe canalul Șontea, printre vița de vie sălbatică și pe sub sălcile care atârnă deasupra canalului rădăcinos, creând un tunel de vegetație spectaculos. La câteva clicuri distanță, peisajul se schimbă, un lac cu nuferi, stârci, egrete și pelicani. Iubitorul de păsări poate vedea cormoranii care se hrănesc pe lacul Puiu sau poate da o fugă pe laguna Sacalin. Pe uscat poate explora arhitectura tradițională din Delta în localitatea Letea sau se poate plimba pe străduțele înguste din Mila 23. La final se poate relaxa pe plaja sălbatică din Sfântul Gheorghe sau poate vedea o imagine panoramică din vârful vechiului far din Sulina. Delta Dunării, lăsând la o parte că este o destinație naturală și antropică de top, pentru că aici avem și multe comunități și lipovenești și ucrainiene și românești, are și peisaje naturale unice și o mare diversitate a faunei și florei. Celor de la Google li s-au alăturat și cei de la WWF România. Camelia Ionescu, responsabil proiecte, ne-a explicat. Avem peste 30 de ecosisteme, peste 10.000 de specii identificate în Delta, multe dintre ele protejate, multe păsări. Putem să vorbim că Delta ca o zonă în care găsim cea mai întinsă zonă compactă de stuf din lume. Noi fim și organizație de conservare. Pe lângă aceasta avem în vedere și faptul că în mijlocul Deltei, acolo în Delta, au trăit oameni și trăiesc oameni și este important că acei oameni au venit cu o cultură unică. Oamenii au utilizat resursele naturale, stuful, au și luat o inspirație, să zic așa, mai artistică din natură și au împodobit casele, habitatele lor, ca să folosesc termenii științifici de conservare. Puteți să vedeți peștii, și aici în special sunt sturioni, iar plantele, stuful sunt reprezentate cumva și pe casele oamenilor. Delta vine și cu valoare economică, o resursă, stuful poate fi folosit și oamenii folosesc în mod tradițional stuful, dar și, bineînțeles, cunoscută resursa piscicolă, pentru care, eu știu, este o atracție importantă pentru turism, oamenii vin să vadă
și să pescuiască, dar și să deguste, de fapt, din coșul de pește autentic făcut în delta. Prin această tehnologie, orice om de pe planetă care are acces la internet ar putea să acceseze din orice colț al lumii delta Dunării.